rând, vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să încep prin a mulțumi colegilor care vedeți pentru susținere. De asemenea, vreau să mulțumesc doamnei președinte pentru încrederea care a avut-o în mine. Candidez la postul de senator pentru o altfel de Românie, pentru o Românie normală, pentru o Românie în care nu există corupție, pentru o Românie în care să pot să-mi cresc copiii aici, pentru o Românie care nu e vândută străinilor și pentru români care doresc să producă în țara lor pentru români. Mulțumesc!